Stadionul Național Arena, o altă epocă cu o echipă a Stelei, să spunem, mai valoroasă decât cea de astăzi. Însă vedem 11-le din această seară cu Vlad în poartă, Benzar, Planiș, Bălașa, Stan, Pintili, Filip, Teixeira, Tănase, Roman și golgheterul sezonului în România, propus la naturalizare, Noere, 8 goluri, vârful de atac. Vedea rezervele celor de la FCSB, Bălgrădean pentru postul de portar, Nedelcu, Coman, Junior Moraes, Ovidiu Popescu, Rusescu și Denis Mann. O brigadă de arbitri din Anglia, cu Michael Oliver la centru, cel care a fost în centrul unei mari controverse în sezonul trecut. Practic de la Buffon și Oli, de la Buffon și Ronaldo trece în această seară la Schwab și Tănase. Da. Michael Oliver a fost cel care a dictat lovitura de la 11 metri în favoarea celor de la Real Madrid, lovitura de la 11 metri cu care Real a reușit să treacă de Juventus într-un final incredibil. Îi vedem și pe suporterii veniți de la Viena, suporterii Rapidului austriac și echipa trimisă în teren pentru Rapid Viena de Goran Djuricin. Așadar, portar este Strebinger, linia defensivă cu Potsman, Zonleitner, Barac și Mert Müldür. Mijlocaș central sunt Ljubicic și Schwab, mijlocașii ofensivi Burg, Knas Müller și Ivan, Andrei Ivan, jucătorul care a plecat de la Craiova în Rusia și a ajuns iată în Austria, iar vârf de atac este Beni Alar, antrenorul celor de la FCSB. În imagine, Nicolae Dică cu el la conducere, a echipa ajungea în sezonul trecut până în 16.000 Europa League. De partea cealaltă, Goran Djuricin în această imagine, antrenor care în aprilie 2017 a fost promovat. Dacă se întâmplă așa ceva încă o dată, Noere încearcă să combine cu Tănase prin prima, Roman pentru Noere! Ultimele patru goluri ale celor de la FCSB în cupele europene. Golul de la Viena, acest gol și cele două goluri ale succesului fantastic cu Hajdu Split îl au ca autor pe extraordinarul Harlem Noere. 11 minute din această partidă retur și deja FCSB are deja jumătate din golurile necesare pentru a produce miracolul aici pe Arena Națională. Ce bine ar fi să țină forma încă vreo 2 ani. În 2020 aici se vor juca meciurile lui Euro 2020, 3 din 4 pot fi ale României. Propus pentru naturalizare, Tănase pentru Roman și latul de aur al lui Harlem Noere. A pierde acest balon. Mingea ajunge la Alar. Beni Alar cu șut de la distanță. Vlad ne dă emoții incredibile, dar până la urmă reușește să rețină. Sigur, în apărarea lui este calitatea execrabilă a gazonului, este greu pentru portar atunci când mingea atinge terenul în fața lui. Până la urmă însă Vlad reușește să țină acel balon. Când ești cu echipier cu Harlem, tind să crezi că și tu faci parte din Globetrotters. Să-l vedem pe Vlad, poate avea o carieră lungă, a greșit însă cu Lugano, cu Pilsen și iată cu mingea. Practic oprește pulsul pentru zeci de mii de spectatori pe stadion. Pentru 30 ar fi extraordinar dacă FCSB ar mai marca un gol în acest moment. Centrarea lui Stan și balonul este deviat în corner. Lumea e supărată, a văzut acolo o mână întinsă înspre Tănase. Vom vedea probabil reluarea. Încă o dată cade Tănase. De asemenea Knas Müller. Ce se va întâmpla, șut trimis în zidul. Încă o dată, bizonul este de netrecut, încă reușește să o câștige, Zonleitner. Același Rusescu cu această centrare și gol! Excelentă totuși momentul de inspirație a lui Roman. Pasă de gol pentru Noere.
autor la acest gol, Rusescu este într-adevăr. Un nou look pass din partea lui Raul Rusescu. Se vede cu Raul privește spre centrul terenului, dar îl simte cu coada ochiului pe Mihai Roman, că se demarcă și iată, fler de final pentru prima repriză. La pauză, FCSB o conduce pe Rapid Viena cu 2-0. Este scorul cu care FCSB se poate califica din nou în grupele Europa League. Vă așteptăm aici pe ProTV în continuare și pentru o a doua repriză care se anunță teribil de interesantă. Noiere, încă o dată, Arlen Noiere, iese 2-0, Arlen Noiere este singur, Arlen Noiere! Și ce pas a putut să-i pună Filip cu capul lui Arlen Noiere? Trei fundași ai celor de la Rapid Viena au cartonașe galbene. În tur am văzut cum Rapid Viena a avut nervii foarte scurți, au cedat imediat și a fost Berisha eliminat. Poate că un avantaj care vine în această seară ar fi din presiunea pe apărarea celor de la Rapid Viena. Practic... Zodleitner a reușit să-l încurce pe Noiere în această fază și apoi... Lobul nu i-a ieșit atacat. 20, Vlad este la Naționala de Tinere. Trebuie să facă însă meciul vieții în aceste 30 de minute. Vlad reține această minge, o scoate în teren. Este incredibil, incredibil! Vlad, cred că a întors mingea 2-1. Moment de degringoladă. Da, este și veteranul Zodleitner, cel care a marcat în prima manșă, reușește și acum să împingă mingea spre poarta lui Vlad. Vedem reacția suporterilor și Vlad a comis-o din nou. Vlad a comis-o din nou. Vom vedea la reluare. Impresia mea este că mingea se ducea pe lângă poartă. Nu era nevoie de acea intervenție a lui Vlad, care a menținut atacul celor de la Rapid Viena. Încă o dată, iată-l pe Vlad, care readuce mingea în joc atunci. Într-adevăr, încă o... Iată o fază iarăși periculoasă cu... Minge salvată din fața porții. Aici Vlad reușește să șteargă mingea cu vârfurile degetelor și este doar corner. Vlad își mai repară din greșeala de la atacul precedent, intervenind bine acum în fața lui Murg. Încă o dată această pasă. N-a fost niciun offside. Da, nu a fost offside și finalizarea lui Alar. Alar a fost față în față cu Vlad. A fost iată Schweizer mingea încă o lui Knas Müller pentru Alar. Mingea este atinsă cu vârfurile degetelor de către Vlad și apoi intervine și Pălașa. Urmate de finalizare! Aceeași tâmpenie pe partea stângă. Fază din două între cei doi fundași centrali e problematică. Extraordinar serviciul capitanului Schwab. Knas Müller. Este offside ar trebui, da? Până la urmă. Nu, e normal să-l lasă să ajungă mingea la el. Dar era cu ochii pe fază. Tare, a urcat Alar, își face din nou mingea pe același picior și Bălgrădean scoate încă o dată, incredibil. Nu i-au luat deloc numărul la ridică, găsesc resurse să se ridice și să continue. Baraci, hei. A fost deloc rea lovitura. Dacă a jucat la pariuri, încearcă să obțină ceva sportivitate, dacă mai e loc de asta. Este gol! Gol! Atât de simplu. Venit la colțul scurt, vă spuneam, s-a școlit ca atacant acest Zodleitner. După pauză la Rapid Viena, FCSB 2-0. Și să renua de firul colaborării uriașe. Coman! Noiere și portarul Strebinger. Excelentă pasă lui Teixeira. Coman încearcă să pătrundă în care apare cu centrare Stan. Noiere! 8 goluri în acest sezon. Incomparabilul Noiere trebuie naturalizat. Bălgrădean blochează Schwab. Bălgrădean
poate să facă. Scrie pentru 3-1. Avem o seară ce cu adevărat europeană. Vulnerabil în defensivă Teixeira, în care e Teixeira pentru Nioere. Cred că francezul la FCSB, Florinel Coman, intră în careu. Coman, Florinel, hei! N-a făcut saltul de la Florinel la Florin, n-a crescut. Benzar găsit bine, Romario Benzar pregătește centrarea. Benzar ajunge la Florinel Coman! Denis Mann! Denis Mann!